Salutare hutinașilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Roblox. Să nu uitați să rupeți acolo butonașul de like și de subscribe dacă mai vreți episoade în care să mă joc Roblox. Și de asemenea să nu uitați și de un follow pe Instagram. Iar pe episodul de astăzi o să mergem la vânătoare de Siren Head. Așa că leculețul acolo, Blanao, ca de obicei. Și hai să vedem cum este modul. De-abia aștept să-l încerc, băi. M-am tot chinuit să caut moduri cu Siren Head, însă nu prea sunt chiar așa multe. Și văd că aici sunt ceva lobby-uri și pot să intru în oricare vreau eu. M-aș băga într-unul din ăsta, băi, de 12. Hai să vedem, în ăsta mă bag. Ok, și m-am băgat aici, nice. Și nu mai pot să ies de aici, bă. Trebuie să rămân aici până când începe meciul. Interesant, sincer, nici nu știam de chestia asta. What? Hai să vedem, în cât timp începe meciul? E chiar tare, bă. Sau să ies puțin? Hai să ies puțin. Să vedem câte persoane s-au strâns. Pare ca și cum ar fi gol, bă. Aici mai au nevoie de o persoană sau care e șmecheria? Scria 0 din 1 și am intrat eu. Așa și? Se întâmplă ceva? Da, bă, uite, începe, bă! Începe, ia uite! Siren Head. What? Ok, hai să vedem. Zice că e recomandat să-mi țin căștile. Am căștile în urechi? În caz de ceva... În caz de ceva, le arunc. Le arunc pe jos. Bun, și s-a încărcat. Ok. Mamă, băi, dar are o grafică diferită față de Roblox. Ok. Sunt undeva pe stradă. Și e un autobuz. Hai să vedem ce se întâmplă cu autobuzul. Autobuzul merge frumos așa. Și ecran negru. Opa, ia uite, iară Siren Head reîncarnat. Mamă, chiar e creepy, bă. Și gata, m-au băgat. M-au băgat în meci. Și acum zice, ia să vedem. Deci autobuzul tău s-a tamponat undeva așa și... Mamă, ăsta cum îi zice? Șoferul a văzut o creatură imensă. Și trebuie să caut acum părți ca să repar mașina asta de aici. Sau bă, autobuzul, bă, trebuie să caut părți ca să repar autobuzul. Ok, bun, hai să vedem. Aici e o mașină de poliție. Deci nu pe asta trebuie să o repar. Trebuie să repar autobuzul. Cred. Oare văd undeva ce am de făcut? Aba nu, mă, mașina șerifului trebuie să o repar. Bă, asta, bă. Asta trebuie reparată. Aoleo, deci rip șerif. Încă o mașină aici în șanț. Și văd acolo o căsuță la distanță. Ok. Ok, o să mă duc imediat la căsuță. Hai să vedem aici ce-i cu ăsta. E un stâlp lăsat pe jos. Numai la căsuța aia cu siguranță e ceva acolo. Acolo mă duc. Și chiar sunt curios dacă o să apară Siren Head. Dacă chiar o să fie aici și o să mă prindă. Bun, hai să verificăm în căsuță. Click to enter the house. Hai, e închisă, bă. Am nevoie de ceva ca să pot să o sparg ușa? What? Păi și ce naiba? Și mi-ar trebui ca să pot să sparg ușa? Poate aici ceva? What? Mi-a zis că lemnele alea sunt pentru foc, gen, pentru la iarnă. Și că e mai ușor să intru prin față. Da, da, hai că e ușor dacă e. Păi ce oare? Na, și ăsta e închis, bă. Păi și cu ce aș putea să intru? Asta e întrebarea mea. Eu vreau o rangă, ceva pe aici. Mamă, deci în căsuța asta nu pot să intru, ok. Trebuie să mă duc să caut altceva. Oare unde trebuie să mă duc? Este o enigmă totală. Acolo e semnul ăla. Opa, pop, stai că am găsit ceva, bă. Uite, bă, am găsit ciocan și rangă. Stai așa că a găsit Hudina și cu ce să intre în casă. Pregătește-te, Siren Head, că o să scap de tine. Oare le pot pune sau ceva? Nu, cred că doar le iau așa și după aceea pot să intru. Da, bă, merge să intru. Super.
Nu, hai să vedem ce e în căsuța asta. Mamă, dacă de bine ai făcut jocul, bă. Am intrat aici, ce să stea? Niște cheițe. Ok, am găsit cheița de la mașină. Ăla e un trofeu. Așa, hai să vedem ce mai găsesc. Acolo e un caiet ceva. Și oare de ce mai am nevoie ca să mai repar? A, uite, bă, deja am găsit deja două chestii din 5. Super. Deci s-a pus și ranga aia și ciocanul, s-au pus amândouă. Pe ce pot? A, este distrusă ușa. Ne mai uităm pe aici, nu mai vedem nimic. Hai să ne uităm și în cămăruța asta la altă. Am găsit ăsta, cum zice, bidonul de benzină. Nice. Încă două chestii mai îmi trebuie. Poate una dintre ele e aici. Poate, poate. Astea nu le pot lua, nu le pot lua. Mamă, o carte cu pistoale, bă. Cu arme. Deci pe aici nu pot să mai strălucească nimica. Trebuie să fiu atent, să nu cumva să ratez ceva. Astea nu pot fi deschise, sertarele. Ok, bine de știut. Nice, păi cred că în căsuța asta am cam gătat, bă. Sincer, am găsit două chestii aici în căsuță. A, ușa asta e aia ce nu poate fi deschisă. A, asta e ușa din partea cealaltă. A, ok, frigiderul se poate deschide. No, e complet golcică. Bun, ok, păi cam atât în căsuța asta aparent. Lumânarea nu o pot lua. Sper să nu ratez ceva pe aici, Doamne ajută. Ăla e un glob, bun, ok, hai să ieșim. Și să mergem mai departe. Deci mai am nevoie de încă două chestii. Oare o să facă noapte în curând? Dacă se face noapte o să fie rip. O să fie rip dacă se face noapte. Bun, hai să vedem acum ce mai găsesc eu, bă. În partea asta altă mai fiu, are ceva? Mă duc în față să caut peste tot. Dacă nu aș putea după aceea să mă întorc. A, nu merge mai mult de atâta. Ok. Înseamnă că trebuie să caut pe aici pe jos. Probabil. Ăla nu-i nimica. Bun, deci în căsuță nu mai e nimic ce să-mi trebuiască. Înseamnă că pe aici pe undeva. A, nici acolo nu pot să merg. S-ar putea să trebuiască să mă întorc la autobuz. S-ar putea. Nu sunt foarte sigur. Dar s-ar putea, aia să vedem și aici. Am mai găsit ceva. Nice, ia uite băi. O truță de scule. Bine frate, și încă o chestie mai am nevoie să găsesc. Dacă o găsesc și pe aia, cred că am terminat dacă o găsesc. Ce se vedem aici? Nu, aici este doar un lemn. Poate, poate la autobuz, bă. Presimt eu asta. S-ar putea să fie ceva la autobuz. Sau dacă nu-i pe partea alaltă, cu siguranță. Mamă, deci autobuzul e bușit rău, bă. Ia uitați-vă și voi. Deci e bușit rău, rău autobuzul. Și aparent nu-i nimic pe lângă el. Ne uităm și în spatele lui puțin. Na, nu putem până în spate. Nice, deci încă o singură chestie mai îmi lipsește. Ca să pot să scap de aici. Și momentan nu l-am văzut, băi, pe Siren Head. Uite copocelul ăsta. Hop, ce-i asta? Am găsit un token. Mamă, merge să colectez și tokens. Super. A, și mai am încă 8 minute, băi. Deci în 8 minute trebuie să găsesc ultima chestie. Dacă nu, riparino. Prin apă merge să merg? Aparent, da. Ok, și trebuie să caut prin mlaștina asta, oare? A, nu, că nu pot să merg mai departe. Bun, poate uite aici pe ăsta, bă. Pe podețul ăsta, poate. Văd că e o undiță. Oare pot să pescuiesc? Nea, nu merge. Încă 8 minute mai am, bă. Și mai lipsește o singură chestie. Asta e doar o barcă ruginită.
Ok, câmpia asta pe aici, bam, bam, bam. Cu floricele. Și poate, poate pe aici prin spate. Aici strălucea ceva, bă, da. Presupun că strălucea din casă. Bun, m-am întors înapoi aici la bărcuță. Hai să mergem să... să cutreier și pe partea asta la altă. Prin partea dreaptă, că am fost doar pe stânga. Oare ce mi-a mai trebuit? A, pot să văd acolo, dar nu-mi dau seama. O roată, cred, bă. Cred că e o roată. Da, bă, e o roată, bă. E o roată, hudinașilor. Acum îmi dau seama, e o roată. Mamă, deci trebuie să mă uit după o roată, bă. La mașina asta aici poate stricată. Unde ar putea fi o roată? Uite aici, bă. Asta e roata? Da, bă, asta era roata. Am găsit toate chestiile. Și uite, mi le-a pus aici. Nice, acum repar mașina. Ce? Ce-o zis, bă? A, gata, le-am reparat. Ce de-aba se întâmplă? Go to the car. M-am buguit în mașină, bă. Sunt la mașină, ce de-aba se întâmplă? What? M-a urcat în mașină, ce chestia asta, bă? Plec cu mașina? Ce de-aba s-a întâmplat, bă? Nu mai înțeleg nimica. Doamne, am intrat cumva în mașină, bă. Hudinașilor, ce se întâmplă? M-am urcat în mașină? Și pot să merg cu ea? Da, bă, am plecat cu mașina acum, bă. Hai să vedem. Scăpăm de Siren Head? Doamne, nu vine să cred, bă. Am luat-o la goană cu mașina. Și nici urmă de Siren Head, frate. Doamne. Deci am scăpat de el, bă. Am luat mașina, m-am urcat în ea, m-am tirat și nici urmă de Siren Head. Deci l-a distrus pe șerif, l-a mâncat pe șerif, dar, ghișe, nu am dat ochii cu el, bă. Poate acum? Uite ce noapte e. Am plecat pe aici, ok? Și am ajuns într-un oraș. Și oare o să-l văd pe Siren Head? Văd acolo turnul. Și mașinuța. Am adus aici, bă. Ok, deci n-am scăpat de tot. What? Și că trebuie să mă duc acum la turn, bă. Ia stați așa, că aventura continuă. Și trebuie să duc acolo să văd de... să văd de o lumină ceva. Cred că trebuie să aprind farul, bă, de aici. Ia să vedem, băi, ce tare ai făcut, băi, ăsta, bă. Nu vine să cred. Și cred că îl poți juca și mai multe persoane. Ia să vedem, urc sus de tot în turn. Hop, țop. Mamă, ce că nu mai este... nu mai este energie, bă. Cum adică, frate? Oh, trebuie să repar generatorul pe bune. Păi și cum îl repar? Ia să mă dau jos. Așa. Mamă, trebuie să găsesc generatorul, bă. Pe bune vere. Ok, am ajuns aici sus. Am luat o lanternă, bun, ok, nice. Să pot să văd și eu. O armă. A, uite, am luat și arma, super. Nice, asta o pot deschide, nu o pot. E închisă. Asta e deschisă, ok. Păi trebuie să repar acum generatorul ăsta, bă. De la turn. Și unde ne-a fi generatorul? Băi, ce e o poză cu Siren Head, ia uitați-vă. Mamă, și cât de mare e pe lângă un om. What? Deci este o hârtie cu, mă rog, un poster cu
Reguli de siguranță. Aoleu, cine m-am făcut, bă? Am vrut să mă duc acolo și nu știu cine m-am făcut, what? Stai așa că am căzut. Și acum nu mai pot urca. Ok. Hai să mai încerc o dată. Așa, bun, gata. Aici e pătuțul, bă. Dar nu mă pot întinde în el. Oare pot să mai iau ceva? Ia să ne cum e și arma. Dacă văd Siren Head, trag cu arma. Deci trag cu arma dacă văd Siren Head. Ok, bun. Hai să cobor. Să caut generatorul. Presupun că ar trebui să fie undeva afară. Presupun doar. Hai să vedem afară, jos de tot. Bam, bam, bam. Ia s-a prins și o lumina. Așa. Și hai să vedem. A, uite aici, băi, generatorul. Bă, cred că ăsta-i. Ăsta pare a fi generatorul. A, uite aici, bă, super. Păi și cum n-ai bani de repar? N-am reparat, bă? Cred că l-am reparat. Da, bă! L-am reparat! Și m-am dus sus acum. Ok, nice. Ia să mă pun să dorm. Ce se întâmplă? Ce naiba se întâmplă, bă? Doamne! Cineva lovește turnul? Cine lovește turnul, bă? What? Stai să-mi pun lanterna. Ce se întâmplă? E Siren Head? Unde e Siren Head, bă? Unde ești, cap de sirenă? Și că e aici undeva? Trebuie să-l găsesc? What? Deci nu mai înțeleg nimic. Aia să pornesc chiar asta dacă pot. Asta merge, bă, aparent. Și mai pot urca iar înapoi sau care-i șmecheria? Da, mă, pot urca înapoi. Unde trebuie să merg? Uite, pe H pot să închid asta. Mă, trebuie să caut acum chestii, băi. Mi-a stricat generatorul, acum am dau seama. Mama mea, și trebuie să mă duc să caut chestii acum, cred. Ia să vedem, să mă duc până sus întâi. Am văzut parcă niște fire pe acolo pe sus. Ia să vedem. A, nu pot să urc. Nu merge să urc, bă. A, nu mă mai lasă să urc, bă. Da, trebuie să caut afară, înseamnă. Mamă, și am de căutat o grămadă de chestii. Uite aici ceva. Nu știu ce chestia aia. Hai să ies pe lângă. Ok, bun. Și trebuie acum să mă duc să caut chestii. Am înțeles. Am înțeles. Oare puteam să iau și lanternele astea de aici de jos? Am mai luat încă una. Ok, oricum mai aveam una. Ce se întâmplă, bă? Era Siren Head. M-a omorât. Uitați-l, hudinașilor. Doamne, acum l-am văzut, bă. A venit după mine și m-a omorât. Nu-mi vine să cred. Game over. A, doar dacă folosesc din astea puncte din acelea, băi, Robux. Doar dacă folosesc Robux, cred că pot să reînviu. Deci m-a prins Siren Head. Doamne, până să găsesc eu ce am de găsit, m-a prins, nici n-am apucat să trag în el. Foi de capul meu. Hudinașilor, cam ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, să nu uitați de un like, un share și un subscribe. Aparent m-am întâlnit cu Siren Head, însă m-a prins. Dacă mai vreți să mă mai joc cu modul acesta în Roblox, să-mi scrieți acolo în comentarii și o să încerc să-l bat pe Siren Head dacă pot și să mă joc împreună cu voi, cine știe. Poate dacă mă joc la o oră mai ok, nu așa târzie noapte. Și să nu uitați de un follow pe Instagram, hudini.insta, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa!